Este ora 15, bine v-am regăsit, începe Studio Politic la Digi24, eu sunt Anca Suciu. România cheltuie pe datorie, dar închide ochii la reforme. Ministrul de Finanțe a venit cu un plan de reducere a cheltuielilor, ne uităm pe el. Economiștii prevăd însă majorări de taxe de la anul. Care vor fi acestea? Comisia Europeană, de cealaltă parte, vrea să știe în detaliu pe ce cheltuie banii statul român, dar o mențiune putem să o facem. Doar în ultimele 3 luni au apărut 4700 de posturi noi la stat. Elena Lasconi este împăciuitoare cu cine credeți, cu Diana Șoșoacă, pe motiv că este femeie. Susține că are un discurs pro-Putin și fascist, e adevărat. Cu toate acestea, a anunțat deja că nu o va ataca. Ambele candidează la alegerile prezidențiale. Doamna Șoșoacă probabil nu o să mai aibă tribună, pentru că intervențiile domniei sale o să fie din ce în ce mai puține. Pe de altă parte, extremele nu sunt bune. Mesajul domniei sale este fascist și pro-Putin. Nu o să mă apuc niciodată să lovesc într-o femeie. Am dreptul să nu votez o femeie, dar nu o să mă apuc să dau cu pietre în nicio femeie. Democrații o susțin pe Kamala Harris. Ea pare să fie omul care îl va confrunta pe Donald Trump pentru Casa Albă. De altfel, fostul președinte american a avut și primele derapaje. O consideră incompetentă și refuză deocamdată o dezbatere. Și începem Studio Politic uitându-ne la măsurile pe care le are în vedere atât ministrul de finanțe cât și premierul. Așteptăm o decizie politică, așteptăm și o serie de ajustări, să le spunem, pentru a reuși să reducem din datoria pe care statul român o are, însă planul este lung, unul de 7 ani. Ce interesant este ce ne-a transmis Comisia Europeană. Ne ceartă, practic, că reformele sunt insuficiente, măsurile nu sunt suficiente de asemenea pentru ceea ce însemna o reducere a fiscalității. Sunt câteva promisiuni pe care guvernul le-a făcut tocmai pentru a reduce această datorie. 200.000 de posturi neocupate, dar bugetate, urmau să fie desființate. În realitate, doar puțin peste 5.000. 5.299 au fost reduse. Veți fi surprinși să aflați că între timp nici măcar premierul nu mai recunoaște această sumă de 200.000 de euro, deși veți vedea declarațiile vechi cu cât aplomb anunțau desființarea acestor posturi. Și vreau să ne uităm și asupra unor date pe care Comisia Europeană le cere în acest moment din partea Ministerului de Finanțe, din partea României. Ce trebuie să facă România? E bine, ea trebuie să transmită în detaliu cheltuielile statului, că vorbim de instituții ale statului, că vorbim de concentrate. De asemenea, trebuie să spunem de unde ne vin veniturile și de ce avem un TVA colectat atât de mic, cum vom face concret, deci care e planul detaliat, astfel încât această colectare a TVA-ului să fie în realitate mai mare. Deci evaziunea fiscală, de asemenea, este în vizorul Comisiei Europene. Dacă vorbim de angajații la stat, mai 2024, 1.294.311. Numărul angajaților reprezintă un reper, un indice, astfel încât să înțelegem câți oameni sunt angajați la stat, în ce domenii de activitate și ce presupune, de fapt, reforma de care ne-a vorbit premierul și ne va vorbi premierul. L-am invitat și pe un economist astăzi, vă propun să ne mutăm la masa de dezbatere a studioului politic, Cristian Năsulea, economist, profesor de economie mondială, Cristian Zeidler din partea USR alături de noi. Bună ziua, domnilor, aici Cristian, în platou. Bună ziua. Până la finalul zilei și, de asemenea, ni se alătură Gabriel Zetea din partea Partidului Social Democrat și Mario De Mezzo din partea Partidului Național Liberal. Bună ziua, domnilor! Bună ziua! Bună ziua! Bun. Domnule Năsulea, încep cu dumneavoastră. Înainte de a începe întreaga discuție, cât de simplu este, pentru că tot ne-a cerut Comisia Europeană această cifră, sau aceste cifre, să vedem cât și pe ce cheltuiește statul român? Extrem de complicat, din păcate, pentru că noi la Institutul European de Studii Economice ne uităm des să vedem ce se întâmplă cu cheltuielile statului. În ultima vreme încercăm și noi să ne dăm seama cum ar putea să evolueze veniturile statului și, din păcate, există o problemă de calitate a informației care este disponibilă
pe site-urile instituțiilor, dar care din căutările noastre cred că este slabă calitatea informațiilor și în interiorul ministerelor. Din păcate, e foarte dificil să ne facem o idee clară ca să înțelegem ce se întâmplă cu bugetele ministerelor, ce se întâmplă la nivelul bugetului general consolidat cu banii din taxe și cu toate aceste cheltuieli pe care le face statul. Sunt foarte mulți bani, per total, și la venituri și la cheltuieli, însă, din păcate, este o enigmă în momentul în care încercăm să ne dăm seama unde se duc acești bani. Vorbim de, după planuri, vorbim de 558 de miliarde aproximativ care ar fi venituri prognozate și de vreo 668 de miliarde care înseamnă cheltuieli prognozate la ultimul moment în care au fost disponibile informații. La un moment dat, procentul din cheltuieli, procentul care se ducea pe angajații de la stat, pe întreținerea instituțiilor statului, era de 40% din totalul bugetului. A rămas acest procent? A rămas această cheltuiele? Cum e aproximativ, măcar? E greu de spus, asta e problema, pentru că ne e foarte greu să ne dăm seama din modul în care sunt prezentate informațiile de interes public, care este realitatea din cauza structurii foarte complicate care este folosită pentru sporuri, pentru tot felul de alte cheltuieli care până la urmă ajung tot în salarii. Și atunci e probabil această sumă, avem, dacă ne raportăm pur și simplu la datele pe care le avem din alte țări europene, care raportează mai bine. Avem un număr extrem de mare de angajați în sectorul public raportat la populația totală a angajaților de la noi din țară și atunci un procent de aproximativ 40% este plauzibil. Cu siguranță nu suntem la până în 25% unde ar trebui să fim în cel mai rău caz ca să avem un stat eficient. Îl urmărim pe premierul Marcel Ciolacu înainte de a începe discuția cu politicienii. Ce a spus despre faptul că România nu reușește să se încadreze în ținta de deficit, adică să reducă din cheltuieli, să reducă din cheltuielile pe datorie pe care le avem și care e planul, deocamdată vorbim de discuții politice, dar care e planul pentru a reduce acest deficit? De acest plan, atenție, depinde și dacă de la anul se majorează, ori apar taxe noi, premierul României. În acest moment, după cum bine știți, acordul pe care l-a avut România, semnat de un prim-ministru al României, mai buculcaș așa, a semnat pentru 3 ani de zile. În 3 ani de zile era aproape imposibil ca România să ajungă la un deficit de 3%. Banca Mondială ne-a acordat un împrumut pentru acoperirea deficitului. Trebuie să ne hotărâm. Vreți să intrăm în logica în care în 2 luni, dacă vreți, eu opresc orice investiție și avem deficit 3%. Prefer să mă întrebați zilnic asupra deficitului și să continui investiții. Vin taxe noi în 2025. Mă întorc la dumneavoastră, domnule Năsulea. Știu că economiștii asta prevăd, sau cel puțin dacă nu taxe noi, majorări de taxe și vorbim de majorări de TVA, vorbim de impozit pe venit mai mare. Domnule Zeidler, vreau opinia tuturor ca să înțelegem până la urmă care sunt informațiile vehiculate în acest moment și pe ce ne putem baza din informațiile pe care le aveți. Fac o comparație cu numărul angajaților de stat, pentru că de aici am pornit de la 1.294.000. cu numărul angajaților la stat în momentul în care USR a ieșit de la guvernare, 1.233.000. 61.000 de angajați în plus în 3 ani. 20.000 de angajați pe an în plus. Și îi întreb oarecum retorică, nu ne pot răspunde pe telespectatorii dumneavoastră. Simt în interacțiunea cu statul român creșterea calității serviciilor publice? Pentru că teoretic de asta angajăm oameni în plus. Și atenție! Aici, numărul angajaților nu crește pentru că am fi angajat medici, asistente, profesori, pompieri, cum nu? Asta militari. Ne spune premierul. Păi da, doar că cifrele îl contrazic. Față de luna trecută, la Ministerul Economiei, care numele este foarte pompos, dar adevărul că nu gestionează decât câteva societăți, din păcate la limita falimentului, în ultima lună au angajat 500 de oameni în plus. Ce fac cu 500 de oameni în plus angajați într-o lună la Ministerul Economiei, care abia dacă târie de la o zi la alta? Și ăsta e doar un singur exemplu. Vă aduc aminte de agenții înființate nenecesare statului român, da? În care s-au angajat pe salarii foarte mari, că mai contează și pe ce salarii angajez. Că dacă angajez 10 profesori debutanți, abia dacă fac împreună cât un mare director la un AMEPIP sau o altă instituție din aceasta ghicită.
Vă aduc aminte de analizele Băncii Mondiale care spunea vor exploda cheltuielile cu pensiile speciale în România. Și atunci când ne uităm la imaginea asta, îmi aduc aminte de bunica mea care atunci când fierbea paste, vărsa ca orice altă gospodină apa în acea sită. E cum curgea prin toate găurelele apa din sita respectivă, așa arată bugetul nostru de stat. Oricât pui mai mult apă, oricât taxe adun mai mult de la cetățenii români, atâta timp cât e plin de tot felul de găuri, mai mici sau mai mari, dar e plin în continuare bugetul de stat, se va scurge exact pe apa sâmbetei orice ban pe care îl pune acolo, dacă lucrezi cu asemenea administrator. Da, acum, vedeți, dumneavoastră, România nu e așa o insulă care să fie departe de orice alt stat al lumii. Și tocmai am avut în ultimele luni de zile alegeri în Marea Britanie, alegeri în Franța, avem acum alegeri în Statele Unite ale Americii. Eu ca și, nu știu, politician, sigur că sunt curios să urmăresc ce se întâmplă acolo. E exact aceeași dezbatere absolut peste tot. Și în Statele Unite ale Americii se vorbește despre reducerea cheltuielilor statului, despre eficientizarea cheltuielilor statului, despre faptul că statul cheltuiește mult prea mult. În Marea Britanie a fost o dezbatere extrem de încinsă în campania electorală vis-a-vis de cheltuielile din sănătate. Cum că, pe de o parte, se dorea eficientizarea cheltuielilor și reducerea cheltuielor publice, dar pe de altă parte, toate partidele care domnule au candidat... Domnule Zetea, trebuie să vă întrerup și revin la dumneavoastră. Vă rog, permiteți-mi să anunț o informație de ultimă oră, chiar acum la Digi24 și Andreea Georgescu, în direct alături de noi, se pare că o avarie s-a produs la o țeavă de gaze. Vorbim de zona Băicoi și, de asemenea, de o măsură preventivă excepțională care s-a dispus acolo, evacuarea persoanelor pe o rază de 100 de metri. S-a blocat și traficul, deci în acest moment vorbim de situații excepționale care au fost luate, preventive, pentru a nu apărea o tragedie. Andreea, te rog frumos, ajută-ne cu detaliile. Magistrala de gaze a fost atinsă în timpul unor lucrări de extindere a rețelei de canalizare pe un bulevard din localitatea Băicoi din județul Prahova, pentru că imediat o cantitate mare de gaze a început să fie evacuată în apropiere. A fost luată această măsură excepțională, așa cum spuneai și tu, Anca, evacuarea mai multor proprietăți din apropiere. Este vorba despre 12 case și 4 firme, în total aproape 30 de persoane care erau în imobilele respective, au fost evacuate, de asemenea blocat traficul rutier în zona, astfel încât cei de la ISU să poată interveni. Se cere, desigur, și ajutor companiei de distribuție a gazelor naturale pentru a opri furnizarea, astfel încât pericolul imediat să fie îndepărtat. Urmărim așadar ce se întâmplă acolo și revenim cu informații noi de îndată ce le vom avea. Mulțumesc, Andreea, pentru aceste informații. Rămânem cu aceste imagini, vom reveni asupra lor și pe măsură ce apar date noi. Așadar, au fost lucrări, despre asta e vorba, și un accident, deci posibil, acum sunt câteva semne de întrebare care se ridică, nu ca măsură, intervenim pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor în urma producerii unei avarii accidentale. Deci, fiind o avarie accidentală, au fost lucrări, s-a produs o avarie, vorbim de magistrala de gaze naturale, au fost făcute lucrări, în imagini nu se văd flăcări, foarte important, dar sunt degajări mari de gaz și, de asemenea, vorbim de o rază de 100 de metri. Oamenii au fost evacuați, au fost rugați să iasă din case, traficul a fost oprit, pe acolo nu se trece. Pe măsură ce apar date noi vom reveni. Domnule Zetea, revenind la dumneavoastră și am auzit explicațiile pe care ni le-ați dat, este o situație care se repetă din Statele Unite până în Marea Britanie. Cu toate acestea, plecăm de la varianta celor 200.000 de posturi și îi rog pe colegi să ne ajute cu materialul strâns din câteva declarații făcute de premier, președintele Partidului Național Liberal, deci fostul premier și purtătorul de cuvânt al guvernului, vorbim cel de astăzi. Și cum o măsură anunțată de guvern, reducerea a 200.000 de posturi, o măsură anunțată tocmai pentru a reduce din datorii, s-a spulberat,
s-a răsuflat. Nimeni n-a mai știut nimic și nu mai înțelegem astăzi, nici premierul nu mai înțelege cât contează acel număr de 200.000. Nu mai punem la socoteală că din promisiunea de 200.000 de posturi reduse, în realitate, că e greu iar să vedem cifrele, s-ar fi redus puțin peste 5.000. Urmărim declarațiile, revin la dumneavoastră. Se vor desființa mii de posturi de șefi, cu toată liota de consilieri, șoferi și secretari. Nu am de gând să dau niciun pas înapoi. S-au crescut cheltuielile bugetare. Este absolut necesar ca la nivelul guvernului să revenim cu acele măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare. Altfel nu putem să gestionăm partea aceasta de echilibru fiscal-bugetar. S-a promis desființarea 200.000 de posturi vacante din instituții. Voiam să vă întreb care este stadiul, pentru că din ce... Unde s-a promis? Că nu știu. Există declarații publice făcute inclusiv de către premierul Marcel Ciolacu, de aceea vă întreb. Poate era o estimare prealabilă și vedeți de ce nu e bine să lucrăm cu estimări? Așadar, domnule Zetea. Da, bun. Acum, declarațiile de anul trecut, cele făcute de Marcel Ciolacu, se referă la cele 200.000 de posturi care nu erau ocupate, existau în organigrame, erau evident bugetate la începutul anului, banii nu se cheltuiau oricum, pentru că dacă nu erau practic persoanele angajate. S-a luat numărul total al numărului de posturi neocupate în toate organigramele din toate instituțiile publice din țara asta și a zis, le desfințăm pe absolut toate. După care au început, ne aducem aminte, proteste sociale din partea diferitelor categorii sociale, presiune publică până pe guvern pentru a se face și excepții. Și au avut excepții la educație, la sănătate, la ordine publică și după care diferite instituții care au intrat în grevă la finalul anului trecut și au început să apară excepțiile. Singurele, de fapt, instituții publice care până în momentul acesta și-au reorganizat activitatea, și-au reorganizat organigramele, sunt ministerele. Ministerele de la București, unde s-au redus câteva mii de posturi, inclusiv 2.000 de posturi de șefi. Acum, nu-s 2.000 de posturi de șef, că știți foarte bine, lângă un șef, de fiecare dată în administrația publică centrală, mai este și o liotă de consilieri, personali, oameni care sunt angajați. E, lucrurile acestea s-au făcut la nivel central. Ar trebui să se treacă să facă următorul pas, inclusiv spre nivel local. Acum, eu sunt ales președintele Consiliului Județean și ar trebui să fiu de partea administrației publice locale, dar evident că aici, într-adevăr, administrația publică locală lucrează în acest moment mult prea mulți oameni. E nevoie de o reformă a întregii organizări administrative teritoriale a României, o reformă care va trebui făcută anul trecut, este anul viitor, este evident fereastra de oportunitate pe care orice guvern va fi ales în acest an de către Parlament, va trebui să o folosească pentru a reduce posturi. Dar angajările care s-au făcut și eu am văzut cifrele pe care le-ați făcut publice, în anii aceștia, au fost în proporție de 90% angajări făcute în educație, în sănătate și în ordine publică. Mulțumesc, domnule Demețu. Vin taxe. Revin la dumneavoastră, vreau să avem un dialog, vreau și punctul de vedere a domnului Demețu. Taxe noi de anul viitor. Este spaima tuturor, pe lângă faptul că cresc unele facturi, deja știm de energie din aprilie, prețurile cresc de asemenea, deci vorbim de un salariu care în realitate este mult mai mic de anul viitor. Taxele vor sufoca în primul rând populația, oamenii și antreprenorii români. Deci din acest punct de vedere, și eu și Partidul Național Liberal am susținut întotdeauna reducerea pe cât de mult posibil a taxelor sau păstrarea taxelor fără mărirea acestora. Ca să completez puțin pe ce ați vorbit și pe subiectul anterior, pentru că este un studiu de caz interesant la Primăria Slatina, unde sunt primar ales, desființarea posturilor de șef s-a făcut în felul următor. La patrimoniu, unde era șef serviciu, a fost introdus serviciu de câini fără stăpâni, și serviciul patrimoniu a devenit direcție. Deci șeful de serviciu a devenit director. Așa că este obligatoriu ca acei oameni aleși de bună credință, fie că sunt primari, fie că sunt președinți de Consiliul Județean, să se uite la organigrama lor și această restructurare să fie făcută având în gând eficientizarea. Altfel spus, domnule Demețu, ajutați-mă cu un exercițiu pe care să-l înțelegem cu toții. Din numărul de angajați pe care astăzi îl aveți la primărie, cât la sută ați putea reduce și activitatea primăriei ar putea decurge la fel?
Estimarea mea, fără să intru foarte mult în detalii, pentru că nu am încă acces la toate documentele, dar estimarea mea este că între 20 și 35% poate fi redus fără ca activitatea primăriei să sufere. Acest lucru se întâmplă la structura directă a primăriei, dar se întâmplă și la alte societăți care au ca acționar primăria municipiului Slatina. Una dintre ele fiind compania de apă Olt, unde vă pot garanta că acolo între 35 și 50% poate fi eficientizarea, poate fi reducerea, fără ca această companie de apă Olt să sufere în activitatea ei, iar oamenii să resimtă un deficit. Dimpotrivă, la reducere... Dar cine, ce angajări sunt acolo dacă puteți reduce la jumătate angajații? Păi vă spun, ce vorbim? Sunt 500 de oameni, am să vă dau un simplu exemplu, la compania de apă Olt sunt 500 de oameni angajați, din acești 500 de oameni, la echipa de intervenție pe tot județul sunt 22. Ceilalți sunt în birou. 400... Da, mie mi se pare cea mai relevantă statistică. 80 aproape. Faptul că la compania de apă Olt, peste 450 de oameni împing aerul dintr-un birou în altul, nu toți, să fie clar, adică n-aș vrea să arunc o anatemă asupra întregii companii. Mulți dintre aceștia, și vi pot da pe unii dintre ei, știu cu nume și prenume, care sunt angajați exclusiv pe criterii politice, exclusiv. Mulțumesc, domnule angajați... Zeta, haideți să facem acest exercițiu și la dumneavoastră în județ. Care-i procentul ca instituția să funcționeze la fel? Nu cred că pot să vă dau un procent. O să fac, evident, publice până la urmă pentru Consiliul Județean Maramureș. Păi nu ați făcut o analiză până acum? Că ne-au tot vorbit și premierul și ministrul de finanțe de faptul că se face o analiză de cel puțin din toamna anului trecut. Dar știți cum e? Noi suntem, și domnul Demețo și eu, suntem aleși în luna 9 iunie, dar vom depune jurământul abia în octombrie, în momentul în care vom putea să luăm toate organigramele la puricat și să vedem cum putem să eficientizăm fiecare instituție. Dar dați-mi voie să vă spun un lucru. Uite, și în județul Maramureș, la Consiliul Județean Maramureș, ordonanța Guvernului pentru desființarea posturilor de șef de birou a fost interpretată în mod original. Și s-au transformat din șef de birou, șef servicii, adică nu în jos, în sus. În sus, și asta aici am avut, domnule Demețo, o conducere liberală. Și eu vă întreb aici, că dumneavoastră ați fost prefect al județului Olt. De ce, dacă ați văzut la primăria Slatina sau prefectul PNL din județul Maramureș, dacă a văzut la Consiliul Județean Maramureș, că aceste modificări organigramelor de către autoritățile locale nu respectă, hai să fie legat măcar spiritul ordonanței date de către guvern, aceea de a reduce până la urmă cheltuielile cu aparatele bugetare? De ce l-ați atacat în instanță hotărâri? Ați avut posibilitatea că ați fost prefect al județului Olt, nu doar în campanie electorală, ci să și facem. Eu vă promit că eu sunt alături de dumneavoastră și uite, în județul Maramureș voi ieși public cu datele astea, cum și dumneavoastră în calitate de primar ales, sunt convins că aveți tot interesul să faceți acest lucru, să le arătați slătinenilor că eficientizați cheltuirea banii publici. Mulțumesc, scuz, vă rog, domnule Demețo, un răspuns. Prefect. Da, vă mulțumesc. În primul rând, nu eram prefect în momentul în care primăria a trecut organigrama, dar prefect este al Partidului Național Liberal în județul Olt. Răspunsul este unul simplu. Prefectul nu evaluează oportunitatea hotărârilor de Consiliu Local, ci legalitatea hotărârilor de Consiliu Local. Dacă aș fi atacat în contencios administrativ o hotărâre pe baza oportunității, ar fi fost respinsă acțiunea pe loc. M-aș fi făcut de râs, cu siguranță ar fi sărit colegii dumneavoastră pesediștii corupți din județul Olt să spună că nu știu legea și ar fi picat în instanță fără echivoc acest atac. Deci, vrea să faceți o precizare, să spuneți care sunt pesediștii corupți la care referire sau altă, atunci o să vă cer eu să vă aduceți probe dacă nu sunteți între următoarea emisiunii. Dacă faceți o acuzație vis-a-vis de... Vă ajut eu cu probe. Domnule Zetea, domnule Demețo, numai puțin, revin la dumneavoastră. Domnul Zeitler spune că are informații. Vă rog, pe rând, să ne auzim cu toții. Premierul Ciolacu declara în septembrie anul trecut în Parlamentul României, citez, vin astăzi în fața dumneavoastră cu cea mai ambițioasă reformă a aparatului bugetar de după Revoluție. De atunci statul român a mai angajat 35.000 de oameni. Astea sunt probe simple date de la Guvernul României. Una spunem, alta facem. Planul vechi era 200.000 de posturi în minus, posturi neocupate, pe baza cărora s-ar fi făcut 0 lei economie, că oricum erau neocupate. Nu doar că nu le-au desființat pe acelea, au mai angajat în plus,
35.000 de oameni. Atât. Restul e poveste. Vreau să ne spuneți de asemenea, domnule Năsulea, a anunțat astăzi premierul, Banca Mondială ne acordă un împrumut. Nu e limpede în acest moment ce înseamnă acest împrumut în contextul în care noi suntem în procedura de deficit excesiv? Ce poate însemna cu această temere în față? De anul viitor pot apărea taxe noi, adică noi avem o datorie pe care o eșalonăm și trebuie să o plătim. Veniturile la stat sunt mici, cel puțin în comparație, dacă ne uităm pe cifre. Vorbim în continuare de o evaziune fiscală mare, de o cheltuială mare. Deci, haideți să discutăm în context. Primul ministru a spus că preferă să îl certăm în continuare toți cu privire la deficit și să continuăm să facă investițiile. Banca Mondială spune că există intenția de a acorda un nou împrumut pentru a finanța alte investiții. Investițiile sunt bune, să pornim de la lucrul ăsta. E foarte important să construim în sfârșit autostrăzi care trebuiau construite de 30 de ani. E foarte bine că se investește în sfârșit mai bine, nu perfect, dar mai bine decât s-a făcut în trecut. Însă toate lucrurile astea făcute deodată pun în dificultate bugetul României și alimentează acest deficit. Deci un nou împrumut, chiar de la Banca Mondială, chiar în condiții mai bune decât de la alți creditori, pune probleme pentru acest deficit. Cumva, din toate informațiile care ajung la noi cu privire la investiții și la dezechilibrul acesta bugetar în care suntem, devine din ce în ce mai clară, dacă nu era deja în totalitate clară chestiunea, că nu există o intenție de a aduce deficitul sub control anul acesta sau anul viitor, pentru că lucru important de înțeles vis-a-vis de aceste investiții este că ele nu se fac astăzi. Nu construim autostrada peste noapte, nu se plătește autostrada acum. Acestea sunt proiecte care se întind pe mai mulți ani, ceea ce înseamnă că dificultatea de a face un buget care să se închidă corect va continua pentru mulți ani de acum înainte. Deci, din punctul meu de vedere, și această informație, la fel cum sunt și informațiile legate de modul în care este făcut bugetul și cum se cheltuie banii la noi în țară, arată o lipsă a intenției de a corecta problema deficitului și o intenție de a continua acest proces de îndatorare pe un termen mediu, dacă nu chiar lung. Din analiza dumneavoastră, crește TVA-ul de la anul? Cel mai probabil vom vedea creșterea TVA și de creșterea ce? Cotei unice de impozitare aplicată veniturilor persoanelor fizice, cel puțin. Pentru că dacă ne uităm în modul în care își câștigă, între ghilimele, statul banii, statul ia bani de la noi cel mai eficient, prin TVA în primul rând, și prin impozitul pe venit. Mai ia bani, mă rog, impozit pe venit sau impozit pe profit. Aici este o discuție, din păcate, un pic cam lungă. Mai ia, iarăși, foarte mulți bani de la noi, prin cei 25% pe care ne-i oprește din salarii pentru contribuția la asigurări sociale, pentru fondul de pensii. Însă, acolo, din păcate, pentru că sistemul este în haos, este într-o stare dezastroasă care urmează să se agraveze din toamnă, aceia sunt bani foarte mulți care se duc la bugetul de stat și care nu ajung ca să acopere gaura din sistemul de pensii care a tot fost adunată de către generații întregi de politicieni, practic. Rămâne de văzut acum, dacă într-adevăr... Haideți să scurt, vă rog, pentru că trebuie să luăm o pauză, revenim apoi la discuție. Domnule Zetea, crește TVA-ul, impozitul pe venit de la anul? Exclus să crească taxa pe valoare adăugată în România este o declarație oficială a primului ministru, o decizie politică luată în acest moment în cadrul coaliției, este o decizie susținută și de către PSD și de către PNL. Iar dacă această guvernare este asigurată de PSD și PNL, taxa pe valoare adăugată, indiferent de părerea pe care pot să-și o dea unii sau alții, nu o să crească în România. E simplu. Este o discuție, e o decizie pe care nu poate să o ia decât Guvernul României. În acest moment, Guvernul României nu susține o astfel de măsură. Domnule Demețo? Mai mult decât atât, atât la nivel personal cât și politic, mă voi opune și Partidul Național Liberal se va opune și impozitării progresive, care este foarte susținută de domnul Ciolacu. Înțeleg că dumnealui e fan impozitare progresivă. Eu cred că este cea mai rapidă cale spre a îngropa economia și spre a duce în zona neagră o mare bucată de economie. Deci și politic și personal, atât eu cât și Partidul Național Liberal, ne vom opune
impozitului progresiv. Bun, și în acest context, domnule Zeidler, Elena Lascolini ne-a anunțat că discută cu Nicolae Ciucă, negociază cu Partidul Național Liberal înainte de alegerile prezidențiale. Impozitul progresiv despre care vorbea domnul Demețo poate să fie o temă în campanie când o începe ea, când s-au anunțat și candidații. Apropo de ce își dorește Partidul Social Democrat, care sunt liniile roșii în această negociere cu Partidul Național Liberal? Nu este o negociere, este o tatonare, dacă vreți, niște discuții politice preliminare, dar în ceea ce privește, pentru că ați atins tema impozitului progresiv, acolo noi suntem foarte clar și categorici, susținem cota unică, nu este niciun dubiu, de altfel și instituțiile internaționale spun că România nu este pregătită administrativ pentru a avea un impozit progresiv. Acum că va crește o taxă sau cealaltă, un impozit sau se va introduce o taxă nouă, e mai puțin important. Ce e important pentru cetățeanul român este că va plăti mai mult din buzunarul propriu, într-o formă sau alta, pentru menținerea unui stat din ce în ce mai ineficient, din păcate, an după altul. Care sunt planurile apropo de această negociere cu PNL? E greu de crezut că un partid mare, precum e Partidul Național Liberal, va renunța la candidatul său pentru Elena Lasconi. Pe ce mizați în aceste discuții? În primul rând vrem să vedem care sunt ideile celor de la PNL și cum putem lucra împreună pentru a asigura un președinte de dreapta pentru România. Pornim cu mintea deschisă, vedem dacă și cât putem avansa în această discuție politică. Adică o negociere pentru turul 2? Încă o dată, nu suntem încă în etapa de negociere. Nu se dă ceva, nu se cere ceva, nu se oferă ceva la schimb. Sunt discuții preliminare. De ce ați discutat cu Nicolae Ciucă, care astăzi este partenerul de guvernare al PSD atunci? Și am și spus-o foarte clar, acolo e nevoie de o igienizare, o desprindere a PNL-ului de PSD. Sperăm că acest lucru se va întâmpla în beneficiul României și în această perspectivă stăm de vorbă. Ce a spus Elena Lasconi în direct la Digi24 într-un interviu cu Cosmin Prelipcean? Urmărim, pauză și apoi revenim la discuția din platou. Legătura și săptămâna asta o să discutăm. O să văd ce dorește domnul Ciucă să discute. Chiar dacă acum ești atât de lipit de PSD, cred că și știu că există voci în PNL care au fost și împotriva celei de-a doua alianțe cu PSD. Ei deja au antrenamentul de relație cu PSD. Și cred că dacă se va întâmpla asta, doar ca să ține cu dinții, ca să aibă guvernarea din decembrie, soarta PNL-ului va ajunge ca PNCCD-ul. În 2020 am avut discuții cu lideri importanți din PNL și le-am propus să mă susțină candidat comun la primăria Câmpul Lung. Și au spus nu. A făcut scandal în Parlamentul European, a ridicat în mână o icoană și la gură avea o botniță. Este vorba de Diana Șoșoacă, parlamentar european din acest mandat. O mănăstire a avut un mesaj care ne-a tras atenția apropo de reacția Dianei Șoșoacă. Nu a fost aleasă cleric în Parlamentul European. A fost întrebată și Elena Lasconi, însă a perceput-o mai degrabă ca un contracandidat la alegerile prezidențiale și mult împăciuitoare. Elena Lasconi recunoaște că are Diana Șoșoacă un discurs fascist, dar spune că nu o va ataca în perioada următoare. Iată declarația. Doamna Șoșoacă probabil nu o să mai aibă tribună, pentru că intervențiile domniei sale o să fie din ce în ce mai puține. Pe de altă parte, extremele nu sunt bune. Mesajul domniei sale este fascist și pro-Putin. Nu o să mă apuc niciodată să lovesc într-o femeie. Am dreptul să nu votez. O femeie, dar nu o să mă apuc să dau cu pietre în nicio femeie. Elena Lasconi așteaptă și voturi din partea Partidului Național Liberal în candidatura sa la alegerile prezidențiale. Domnule Demețo, ați vota-o? Doamna Lasconi a fost un manager al orașului Câmpul Lung bun, din feedback-urile pe care le am. Este, din ce știu, cred, singurul primar USR performant. Eu am spus dumneavoastră puteți să aveți păreri diferite, eu mai spun o dată. Singurul primar performant al USR este doamna Lasconi.
Părerea mea despre USR este în felul următor. Dacă vrei să demolezi ceva, chemi USR-ul. Dacă vrei să construiești ceva, nu chemi primul USR-ul, că s-ar putea să nu-ți iasă. Asta e o părere strict personală. Că alături de PSD ați construit de... Era să zic ce ne-a luat. Domnule Zeidler, noi putem să ne întrerupem reciproc, eu n-am nicio problemă. Nu v-ați bătut, da, sigur, dacă pot să vă și răspund. Nu v-ați bătut dumneavoastră și tot USR-ul dumneavoastră cu PSD-ul, cum m-am bătut eu la Slatina. M-am bătut cu caracatița lui Paul Stănescu, cu copilul lui Paul Stănescu, am învins... Și la europarlamentare ați votat cumva cu domnul Tudose de la PSD și cu domnul Manda? Vă și răspund. Am învins cea mai aprigă caracatiță. Deci da, răspunsul-i da. Ați votat cu PSD la europarlamentare, mulțumesc. Eu nu v-am răspuns la această întrebare, dumneavoastră ați răspuns la această întrebare. Eu vă spun așa, dumneavoastră și tot partidul dumneavoastră minuscul, nu v-ați luptat cu PSD-ul nici 10% cât m-am luptat eu la Slatina. Vorbe goale, ați avut... le iau nu, cu mult umor. Nu. Am câștigat cu 15.317 voturi. Și ați votat cu PSD la europarlamentare. Lăsați aburelele, hai serios, râde lumea în fața televizorului. Dumneavoastră ați avut, nu, râde de dumneavoastră lumea în fața televizorului. Vedeți că jigniți slătinenii. Este în regulă să mă jigniți pe mine. Eu, eu vorbesc despre toți telespectatorii Digi, care în momentul în care un penelist le spune cum el e antipesedist, dar a votat cu PSD-ul, râd. Și pe bună dreptate. De dumneavoastră râd oamenii. Eu știu că dumneavoastră aveți tendința să fiți mitocan. Ceea ce vă spun este că să aveți grijă să nu jigniți slătinenii. Și dumneavoastră să aveți grijă la limbaj, domnule Demițon. Vedeți transmisiunea, uitați, asta e ceea ce vă răspund. Multă sănătate. Mitocan este un cuvânt index care nu este o insultă. Vă rog să mă iertați, înseamnă nepoliticos sau prost crescut, ceea ce domnul Zeidler este de multe ori. Mai mult decât atât, dumneavoastră la Slatina ați avut un iepure al PSD-ului candidat la primărie. Iepurele PSD-ului, tot orașul știe asta. Tot oamenii mărunți se ocupă de lucru mărunt, într-adevăr, aveți dreptate. Sigur, dacă primăria Slatina e un lucru mărunt, vă înclin să vă dau dreptate. Dar vă nu, eu vorbeam despre votul dumneavoastră de la europarlamentare la nivel național. Nu da dumneavoastră Demețo. Nu, dumneavoastră al peneliștilor. Vă contrazic. 15.317 oameni vă contrazic. Candidatul dumneavoastră a avut 1.000 de voturi sub Consiliul Local, iar USR la Slatina nu a intrat în Consiliul Local. Asta, toate astea ne le spuneți ca să nu cumva să spuneți că ați votat PSD. Voi toți peneliștii. Eu n-am votat PSD. Hai ca ba să da, fie votați clar. PSD la europarlamentare. Mulțumesc, domnule Zeidler, să lăsați să-și termine ideea. Doamna Suciu, despre ce am votat eu, nu știe nimeni mai bine decât mine. Și domnule Zeidler, vă spun în felul următor. Eu, Mario Demețo, nu am votat PSD. Ca să fie clar pentru toată lumea. Asta dar ați în primul votat rând. La europarlamentare? Bineînțeles că am votat la europarlamentare. Și cu cine ați votat atunci? Dacă votul puteți împărtăși. Nu pot să vă împărtășesc. Ce pot să vă spun este că nu am votat PSD. Ca să fie clar pentru toată de lumea. Ce? De ce? Pentru că faceți parte dintr-un partid care în acest moment e și la guvernare alături de Partidul Social Democrat. Pentru că eu la Slatina am avut cea mai aprigă luptă cu PSD-ul pe care a avut-o vreun candidat în această țară. Bun, mulțumesc, domnule Demețo. Caracatița pe care eu am învins-o este nimeni din toată țara aceasta numită România nu credea că există vreo șansă ca această caracatiță să fie învinsă. Și poveștile pe care domnul Zeidler cu aroganță și cu zâmbetul vreau lui să mergem mai departe. La domnul Zeta nu au valoare în fața celor 15.317 oameni care au trimis PSD-ul la casă. Mulțumesc, domnule Demețo. Domnule Zeta, caracatița lui Paul Stănescu la Slatina, o acuzație pe care o face un coleg de-al dumneavoastră de guvernare din partea PNL. Nu. Eu nu sunt la guvernare, mă iertați. Eu nu sunt la guvernare. Pare că e tocmai, încă e prefect sau nu și-a dat demisia. A fost la guvernare că în calitate de prefect... Eu nu sunt la guvernare, da. A prezentat guvernului PSD numit de Marcel Ciolacu. Eu nu sunt la guvernare. Dar ați fost numit de Marcel Ciolacu. Ați acceptat nominalizarea lui Marcel Ciolacu în funcție de prefect. Chiar v-a plăcut acest lucru. Ați aplaudat și mulțumit în acel moment. Sigur, ipocrizia, na, mă rog, se poate transforma și pe față la televizor și naște monștri. E, acum, eu vă spun în felul următor. Nu există și n-a existat vreodată și nu o să existe vreodată dragoste între PSD și PNL în politică.
Am avut bătălii electorale în întreaga țară între PSD și PNL. Uite, unele le-a câștigat Partidul Național Liberal, așa cum a făcut domnul Demețu la Slatina. Felicitări! Până la urmă, cei care câștigă alegerile trebuie felicitați, pentru că așa au votat oamenii. Votul românilor trebuie respectat. Dar sunt și în alte locuri, în foarte multe alte locuri, în care Partidul Social Democrat a câștigat împotriva unui discurs extrem de agresiv a Partidului Național Liberal. Și dacă vorbeați despre declarațiile pe care le-a făcut doamna Lasconi, care vorbea în aceeași frază despre fascism și despre doamna Șoșoacă, care are un discurs fascist și pro-Putin. E, acum, istoric, rușii și fasciștii nu prea au fost împreună, adică au cam fost incompatibili. Doamna Șoșoacă are un discurs pro-Putin și pro-Rusia, un discurs pe care deja îl vede întreaga Europa și se îngrozește de discursul pe care doamna Șoșoacă. Eu nu cred că e un discurs fascist. Un discurs fascist l-are USR-ul și l-a avut în România USR-ul în ultimii ani de zile prin folosirea, până la urmă, sintagmei, de exemplu, Ciuma Roșie, care este o sintagmă de sorginte fascistă utilizată tocmai pentru a diviza populația între români buni, care țin cu noi, români răi, care țin cu alții. Asta este modul de operare a fasciștilor și este folosit și a fost folosit în trecut în România chiar de către USR. Domnule Zeidler, reacție, vă rog, scurtă. Fascism, conform Dex-ului, se caracterizează prin naționalism extremist. Asta a văzut cineva. Misticism, violență, cultul forței. Să fim serioși. Despre ce vorbiți? Vă faceți de râs, încă o dată spun, din păcate pentru voi, dar e libertatea voastră. De râs? Adică nu dumneavoastră sunteți cei care ați folosit în spațiu public sintagma de Ciuma Roșie împotriva Partidului Social Democrat, o sintagmă inventată de către fasciști, ăia adevărați, din anii 40 din Germania, fascista lui Hitler. Atâta manipulare cât a înghițit spațiul public de la PSD, nu vă mai spală nici apa Iordanului. Bun, vă mulțumesc pentru reacțiile dumneavoastră. Pauză, revenim la Studio Politic. Am revenit la Studio Politic în continuare cu profesorul în economie mondială, Cristian Năsulea. Kamala Harris pare să fie omul care îl va confrunta pe Donald Trump. Acesta pare să fie meciul dintre cei mai puternici candidați democrați versus republicani. Ce va atrage atenția în ce o privește pe Kamala Harris? Se scrie deja foarte mult despre ea, de cum ar trebui să cucerească inima Europei. A fost și la noi în România. După ce a fost anunțată, entuziasmul acela din jurul său, ulterior a părut să se stingă așa ca personaj politic și ca forță. Mi se pare o alegere stranie, pentru că este un candidat cu șanse foarte mici în momentul de față, având în vedere cine este contracandidatul republican. Și, din punctul meu de vedere, cu câteva ore înainte să fie anunțată această nouă nominalizare și retragerea lui Biden, am făcut un pariu, practic, cu colegii despre ce s-ar putea întâmpla mai departe. Dintre posibilitățile care veneau de la Partidul Democrat, Kamala Harris era varianta cea mai obedientă, de fapt. Era persoana care s-ar juca cel mai bine în echipă cu toți membrii Partidului Democrat, cu susținătorii acestui partid, în cazul în care, într-adevăr, ar câștiga. Deci, practic, opinia mea este că nu a fost ales un candidat care să fie cel mai bun, cel mai competent, cel mai capabil să gestioneze poziția, postul, ci a fost ales jucătorul cel mai jucător de echipă din variantele care erau considerate. De urmărit în continuare și cum vor vota persoanele de culoare din America, despre care știm că l-au preferat pe Trump ultima dată. Aici va fi interesant. Haideți să ne uităm un pic și la noi, pentru că sunt ultimele minute de Studio Politic și aflăm că Victor Orban vine sâmbătă la Băile Tușnat, o nouă școală de vară, pare un nou episod controversat. Care să fie declarațiile din acest moment? Pentru că deja s-a întâlnit cu Vladimir Putin, deja pare să fie cumva boicotat la nivelul Uniunii Europene. Unele ședințe nu au loc la Budapesta. Vino tu la Bruxelles, i-au transmis lui Victor Orban liderii Uniunii Europene. Situația, din punctul meu de vedere acum ca economist, situația pentru Ungaria a ajuns să fie foarte dificilă, pentru că tot jocul acesta de populism autoritar pe care l-a jucat Orban, care și-a tras propria țară și a adus-o într-o situație în care Ungaria, nu doar Victor Orban, a ajuns un fel de paria al Europei,
investiții străine care se retrag, universități care s-au mutat în ultimii ani. Sunt tot felul de lucruri care nu merg bine pentru Ungaria din cauza că Orban insistă să joace acest joc centrat pe naționalism, pe revizionism, pe tot felul de lucruri care, din punctul meu de vedere, nu și-au locul într-o Europa modernă. Și atunci, vizita care urmează face parte din același gen de abordare, același gen de retorică. Prin această vizită, indiferent de modul în care se va desfășura ea și de reacțiile, cu siguranță negative, pe care le va atrage la noi în țară, nu va face altceva decât să deterioreze mai departe relațiile Ungariei cu partenerii săi și modul în care este văzută țara în ansamblu la nivel european. Iar acum, după Zelensky, Vladimir Putin, Donald Trump, se întâlnește Victor Orban cu liderii UDMR. Sâmbătă, la școala de vară de la Băile Tușnad, va avea și un discurs. Acestea sunt informațiile de până acum. Studioul Politic a ajuns la final și vă mulțumesc pentru atenție. Dar rămâneți pe Digi24, continuă știrile de la Fix. Vă reîntâlniți cu Cristi Citre.